Speranțele olimpice ale celor 11 țări europene s-au întâlnit la Chișinău, în cadrul celui de-al 23-lea turneu internațional la judo, în memoria instructorului consacrat al Moldovei, Vasile Luca. Domnul Luca, aceasta este istoria. El, dumnealui, a scris foarte multe filii din istoria judoului din Republica Moldova. Prin campioni care i-au educat la campionatele europene, campionatele mondiale, participați la Jocurile Olimpice. Deci eu s-o cot că domnul Luca a pus baza judoului în Republica Moldova. Deci pe timpul acela toți făceau sambo, practicau sambo și au trecut la judo. Și în momentul acesta trebuia oameni care spună baza și unul din ei este Vasile Grigorici Luca. Peste 40 de ani a consacrat sensei, educației tinerilor sportivi din Moldova. A instruit sute de maestri sportivi, dintre care cei mai talentați au devenit câștigători și campioni europeni la toate categoriile de vârstă. Mulți dintre ei, Marcel Trudov, Nicolae Belocosov, Constantin Mereacre, precum și Andrei Luca, continuă tradițiile lui Vasile Luca, dedicându-și viața muncii asiduie de antrenor. Este foarte important așa turneu în memoria lui Vasile Luca, deoarece el este un maestru care se-l cunoaște în toată lumea. El a crescut o pleadă foarte mare de sportivi de rang înalt, precum este Victor Bivol, medaliat cu bronz la campionatul mondial și europene. Este Nicol Belocosov, medaliat la europene. Este Marcel Trudov, campion U23 și premiant la... Și același Denis Vieru, care îl cunoaștem, tot prin această sală a trecut. Și asta dă dovadă pentru că a fost un om și... cu mare slavă și a trăit cu sufletul, practic trăia acolo unde și preda judo. De la așa turnee se depistează viitorii campioni, se nasc în seli, dar la astfel de competiții, unde, după cum vedeți, sunt 320 copii din 11 țări, le se dă posibilitatea de a arăta cine este mai puternic. În zorii carierei sale, turneul în memoria lui Vasile Luca a fost câștigat și de Victor Sterpa. Pentru judocanul, în vârstă de 20 de ani, aceste competiții au devenit o rampă de lansare pentru marea arenă internațională. Astăzi, Sterpu strălucește câștigând diverse medalii. Acest turneu este de un nivel foarte înalt și talentele se vor deschide aici, pentru că fiecare progresează de la așa turnee. Despre grandoarea turneului, într-o manieră elocventă, o demonstrează numărul de participanți, 320 de judoiști, precum și locul desfășurării, manejul de atletică ușoară. Pentru majoritatea participanților, turneul de la Chișinău a devenit un examen important în procesul de pregătire pentru turneele internaționale din următorul an, 2020.